Autoritățile județene au decis în cadrul Centrului Local pentru Combaterea Bolilor o serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane la nivelul Prahovei. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederea articolului 1, instituțiile responsabile vor implementa următoarele măsuri specifice. Până la eradicarea pestei porcine africane din România, toate transporturile de suine vii, carne și produse din carne, neînsoțite de documente sanitare veterinare sau care să ateste o trasabilitate legală și sigură din punct de vedere epidemiologic, vor fi reținute. Sub supraveghere sanitară veterinară, unitatea locală de sprijin, deci vorbim de primărie, asigură eutanasierea, incinerarea, îngroparea. Deci asta e foarte important, pentru că atâta timp, am spus de nenumărate ori, atâta timp cât avem controlul asupra mișcării porcilor și cărnii de porc, atunci putem stopa pesta porcină africană. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Prahova atrag atenția că doar medicul veterinar poate pune un diagnostic corect animalelor în cazul pestei porcine. Deci, în primul rând, animalul nu mai mănâncă, are febră, apar niște pete. E foarte important că gospodarul nu poate să-și dea seama, poate să fie și o răceală sau o altă boală infecțioasă. E foarte important, trebuie chemat medicul veterinar, concesionar, după care el își dă seama de adevărata cauză a simptomelor animalului, ne informează pe noi și după care toate măsurile care decurg de aici. În prezent, în Prahova nu este înregistrat niciun caz de pestă porcină. Anul trecut, la nivelul județului, a fost depistat un singur focar, de unde 6 porci au fost eutanasiați. În astfel de cazuri, proprietarii animalelor sunt despăgubiți de stat la prețul pieței.